Ce s-a întâmplat? A venit la ușă soția vecinului de la etajul 2, domnul Ivas, plângând și rugându-o pe soția mea să dea un telefon repede la 112, că domnul Ivas e la limita conștiinței, deci nu mai e așa. Știind că dânsul a avut un infart acum 8 ani și o recidivă acum o lună, fiind luat tot în aceleași condiții de ambulanță, soția nu a ezitat, a dat telefon la 112 și a fugit imediat sus să o ajute pe doamna Ivas. N-apuc să mă îmbrac, să ies normal ca orice om să aștept ambulanța aici, că mă sună probabil de la ambulanță, au fost sunați de cei de la 112. Că o să-mi pare rău că am dat telefon. De ce? Eu nu pot să înțeleg lucrurile astea, adică... De sunt, ce să vă pară dumneavoastră? Îmi pare rău că am dat acest telefon. De ce? De ce? Pentru că nu ar fi motive sau Dumnezeu știe de ce. I-am explicat în câteva cuvinte, doamne, că omul are antecedente cardiace, a avut infarct, o atitudine sfidătoare, așa cum are orice organ a statului ăsta la adresa noastră a contribuabililor, care nu mi se pare firească, sincer. Nu mi se pare deloc firească. Ar trebui cineva să pună ordine în toate chestiile astea. Țațele astea care ocupă scaune să fie date, domnule, deoparte și să vină tineri care pot vorbi frumos, care au argumente. Nu? Așa văd eu lucrurile. Poate mă înșel. Nu, mă aveți perfectă dreptate. Cum vă numiți? Adrian Bălănici, numele meu. Stau la etajul 1, un etaj mai jos decât vecinul nostru cu problemele astea. Mai mult, am avut infarct simultan în 2008. La interval de 2 săptămâni, unul după altul. Deci știu exact situația dumneavoastră. N-am dat telefon în necunoștință de cauză. Ceea ce se-și confirmă, că sus stau de jumătate de oră domnii de la ambulanță. Îmi pare rău, de asemenea, atitudini sfidătoare la adresa noastră, a cetățenilor. Nu e firesc. O fi sărbătoare, o fi cum o fi. Dar noi plătim lucrurile astea. Așteptăm, eu știu, un ajutor, o benevolență din partea autorităților. Asta e situația. Uitați aici.